Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiune News Express, la care îi avem alături de noi, ca invitați în studio, pe domnul Nicolae Mușat, președintele ASCIOR, fondator ASCIOR, și pe domnișoara Laura Constantin, compozitor, interpret și prim vicepreședinte ASCIOR. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc frumos pentru asta. Noi vă mulțumim mult pentru invitație și pentru onoarea de a fi în această televiziune atât de căutată și ne cu Dumnezeu înainte. Doamne ajută! Hristos a înviat! Mulțumim din suflet pentru invitație și sper ca emisiunea de astăzi să fie pe placul publicului nostru. Drag. Nu văd de ce să nu fie. Am să încep cu dumneavoastră, domnule Mușat. În viitorul foarte apropiat veți organiza un eveniment în premieră și de mare anvergură, din câte am constatat. Puteți să-mi detaliați, vă rog? Mai întâi să arăt acest afiș pentru câteva secunde. Noi l-am conceput ca un festival, e primul festival național Arta, dar între timp a devenit internațional. Iată, și da, păi avem din Italia și multe zone din acestea, Ucraina, sunt eu un preot și o domnișoară care cântă, care sunt italieni și cântă în italiană și cred mai multe zone. Cred că aici zone. O să ne spună domnișoara că da, este da, directorul da. Artistic din câte știu. Da. Mai multe exact, adică o să constă deci, în... festivalul este în sâmbătă și duminică 16-17 octombrie, septembrie, iată emoțiile, septembrie, între orele 11 și 18 la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău. Noi, în primul rând, trebuie să mulțumim celor care ne-au ajutat, principalilor care ne-au ajutat să facem acest unic festival de muzică, poezie, grafică, pictură, artă tradițională. Vor fi în jur de 120-140 pe scenă în două zile. Laura, care este președinte, directorul acestui festival, are o sarcină foarte grea ca să prezinte și să gestioneze în timp util, vor fi schimbări de scenă la 7 minute, la 10 minute. Este un festival, încă o dată arat, așa, deci este această diferență între ar și ta. Uh-huh. Pentru că foarte mulți m-au întrebat și cred că mulți își doresc să știe de ce. Pentru că noi suntem un popor multimilenar, cu imnul Ara, dacă o să-mi permiteți, altă dată vom arăta și detalia această, nu știu, această binecuvântare a lui Dumnezeu și a strămoșilor noștri. Acest ar vine de la drumul către și arta înseamnă drumul către Tatăl, drumul către Dumnezeu. E, drumul către Dumnezeu, Dumnezeu fiind frumos, da, în Sfânta Scriptură se spune toate erau frumoase, drumul către Dumnezeu fiind în mod obligatoriu frumos. Și de aceea este frumosul în cuvânt, frumosul și armonia în sunet, frumosul și armonia în culoare, în formă, în veșmintele noastre, ne vedeți că suntem... da, veșmintele acestea, să știți că au o valoare teologică deosebită de-a lungul acestor 10 milenii. Vorbim despre 10 milenii, perioada modernă. Deci perioada modernă nu e de 2 milenii, ci de 10. Ce vrem să spunem? Acest festival... Dacă o să-mi permiteți, vreau să le mulțumesc Consiliului Județean Buzău, care a înțeles
importanța acestui festival și ne-a sprijinit, deși fiind foarte aglomerați cu sala, totuși au găsit așa și cu alte sponsorizări. Mulțumim pe această cale Consiliului Județean, mulțumim pe această cale Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, care chiar ne-au sprijinit de-a lungul anilor și cu atât mai mult în acest deosebit festival. Și dacă mulțumim centrului implicit, mulțumim primăriei și mulțumim tuturor celor colaboratori și sponsori, firme private, dar și oameni de bine, care au zis, măi, asta chiar trebuie sprijinit. Dacă îmi permiteți, voi arăta grupurile care ne fac bucuria să vină chiar pentru prima dată, iată, grupul Ecou din Bârlad. E un lucru cu totul deosebit, dânșii n-au venit, au fost pe scena lui Păunescu, să știți, adică sunt niște oameni cu totul deosebit. Acest tânăr, Luca Mastacan, este o vedetă națională. Și mulțumim și domnului profesor îndrumător Pleșu Corneliu Constantin, doamnei scriitor Dorina Stoica, dar nu o să dau toate numele pentru că eu îmi cer scuze față de dumneavoastră, sunt foarte multe nume, deci nu avem timp să punem 140 de nume în această emisiune pentru că v-am plictisi. Dar uitați, încă Pandurii Vladimirescului din zona Târgu Jiu, Drobeta, care vin pentru prima dată la noi. Formația Mugur Mugurel din Buzău, care iarăși sunt foarte apreciați. Nu se putea să fără Liceul de Arte, dacă tot e Festivalul Arta. Liceul de Arte Margareta Sterian. Iar tinerii conduși de doamna profesor Elena Hornea, Spic de Grâu, care vor fi grupul instrumental condus de domnul profesor Traian Popescu, CJCA Buzău, condus de profesor Traian Popescu, grupul etnofolcloric din comuna Plopu, Pui de Românași și un mod deosebit, grupul etnofolcloric Mărgăritare din București, care, v-am spus, cântă în mai multe limbi și chiar este ceva deosebit. Vreau să continui, dacă îmi permiteți. Noi avem și expoziție de pictură, grafică și toate cele. Și dacă îmi permiteți, prima pe care o vom arăta este scriitor pictor Mirela Cocheci, care și este director al expoziției Arta. Vine din Timișoara, dânsa este președintă ASIOR Timișoara. Un maestru cu totul deosebit, care este președinte la Huș, domnul Ștefan Cușat, care vine cu niște icoane cu totul deosebite. Avem onoarea pentru prima dată la Buzău la noi, pictor Carmen Florian, o pictură extrem de sugestivă și relaxantă. Avem bucuria, iarăși pentru prima dată, în Astana Rebigan din Giurgiu, să vină la noi să ne ajute cu exponatele sale deosebite. Iată, scriitor, pictor Ionica Bandrabur din Slănic, Moldova, care
Este cunoscută, deci să mă credeți, sunt cunoscuți la nivel național și e păcat să nu-i avem și noi. Nu se putea fără arte vizuale la liceul nostru de arte, așa. Iată o expoziție la bunica în Casa Mare, vorbeam de perenitatea acestor 10 milenii, o expoziție făcută de doamna Elena Hornea în colaborare cu familia preot Bogdan Frățilă și Monica Frățilă din Glodeanu Sărat. Așa. Cu mare bucurie pentru prima dată pe scenele Ascior Fierart, niște expoziții, o expoziție cu totul deosebită de bucuria în fier. Este incredibil ce flori au putut să facă și aici vreau încă o dată să arăt ce porți monumentale pot face, da? Trebuie să ai un castel ca să poți să faci aceste flori și o surpriză cu totul deosebită, un pictor Lucian Bucur din Câmpina. A fost o surpriză pentru că nu am crezut că acest tânăr poate să scoate asemenea lucrări, dar am înțeles că a făcut facultatea în străinătate și probabil că și aceasta a contat profesorii de acolo, o altă viziune, așa. Și iată, nu în ultimul rând, tenor grafician, artist plastic din Suceava, Sorin Ursan de la Clit, care are o grafică mai șugubață, așa, mai... Caricatură. Da, o caricatură, da, către caricatură, așa. Ce să vă zicem, ne fac onoare acest oameni că vin la Buzău, unii chiar v-am arătat cam jumătate din ei pentru prima dată și este cu totul deosebit faptul că asta vreau neapărat să o subliniez. Ce facem noi? Noi, Asociația Ascior, aducem tinerii alături de maestri internaționali, unii dintre dânsii, pe acea scenă. De ce? Pentru a-i motiva pe acești tineri să ajungă și ei să-și găsească puterea aceasta culturală, puterea de credință și de creație. Uitați, aici noi avem diverse diplome, iar pe toate tineri pentru viitor. Deci este foarte important act de recunoștință, diplomă de diamant, diplomă de merit, diplomă de onoare. Iată, încă o dată, act de recunoștință, am luat-o în locul diplomei de excelență. Deci, vreau să fac o sinteză, o să rog pe domnișoara prim-vicepreședinte, care este dublu licențiat, adică a terminat și conservatorul, dar și facultatea de medicină, iată, în două ramuri diferite, da, da? În zona artei și în zona atât de strictă a științei, care este medicina. Ce trebuie să spunem noi? Noi ne-am chinuit și ne chinuim de 7 ani de zile să aducem tineri. Iată imaginea Ascior, de la un om în vârstă, se duce către o domnișoară titrată, talentată, pe scenele multor televiziuni, Etno, TV și, mă rog, nu așa prea multe, da, nu vreau să spun, dar vreau să spun un lucru. Avem obligația chiar, noi aceștia mai în vârstă, să predăm ștafeta, să aducem tineri pe scenă care peste 2, 3, 5 ani de zile vor continua ce face Laura. Adică această perenitate, iarăși mă refer, a poporului nostru, care a zidit din punct de vedere cultural și social
formarea Europei, și o spun în cunoștință de cauză, de 35 de ani studiez această problemă, adică să nu se gândească cineva fiind inginer în automatică ce treabă are. Altă dată vom povesti ce treabă are știința în cultură, pentru că și știința aparține culturii, aparține artei. Este arta de a fi obiectiv. Lucru care avem mare nevoie în toate sectoarele. Am vorbit cam mult, o să rog pe domnișoara. Da. Deci sunteți directorul artistic al acestui festival și domnul Mușat a spus mai devreme că aveți o misiune foarte grea, mai exact? Păi trebuie să mă ocup absolut de tot, de prezentare, să am grijă de fiecare invitat în parte, să mă limitez, pentru că suntem la minut, secundă cu secundă și chiar dacă un invitat nu este în sală, eu trebuie să merg mai departe, să-mi continui programul. Sunt anumite lucruri pe care mulți nu le înțeleg și dacă nu au mers pe latura aceasta, cu siguranță nu vor înțelege, dar o să încerc să mulțumesc pe toată lumea atât cât pot. Deci, practic, artiști din ce zone avem? Păi avem din toate zonele țării, din Moldova, din Oltenia, din Basarabia, trebuiau să vină, dar s-a întâmplat să nu mai reușească să vină, da. Dar îi așteptăm la următoarele evenimente ale noastre. Era cineva din Italia, mai este? Dar, și... Da, este și din Italia, o mare surpriză și bucurie pentru mine și o onoare, deoarece eu pe acest mare artist l-am cunoscut cu mulți ani în urmă la un festival în București. Și astăzi a zis da, vin cu mare, mare drag și bucurie. Este vorba de Corrado Pugliati, este și preot, dar are și studioul dumnealui, în fine, da. Se ocupă cu mai multe lucruri frumoase și mi-a spus de fiecare dată când vorbeam cu dumnealui că iubește foarte mult România. Câteodată mă uit că străinii iubesc mai mult România decât o iubesc românii. Din păcate, da. Mulți așa este. Dintre da. Români. Așa mulți. Este. Da, am zis să nu mă arunc chiar așa. Bun, vorbeam de Italia, dar bănuiesc că mai sunt și din alte părți. Ucraina, cumva? Da, Ucraina. Avem din Ucraina, avem din doamna, din Timișoara, avem din Brașov, iată, avem o interpretă foarte frumoasă, valoroasă, Florentina Danu, este și scriitor, este și președintele Ariei Așcior în Brașov. Brașov, da. Avem din Giurgiu, avem din Pitești, avem din, uite, și din Râmnicu Sărat, dar și din Buzău avem. Și avem foarte mulți tineri din Buzău, pe care eu iubesc și am vrut neapărat să fie alături de noi, chiar să vină să-și arate talentul, pentru că avem tineri foarte, foarte talentați, foarte buni. Și multe, multe, Galați, Brăila, nici nu mai știți. Slănim Moldova, nici nu mai știu că... De asta am și zis, din toată țara. Aici am să vă pun o întrebare. Vă vizează pe amândoi, răspundeți fiecare cum doriți. Mi-ați spus mai devreme, domnișoară, că este destul de greu să organizezi un astfel de eveniment. Foarte. Și atunci greu. Vă întreb... ce stă în spatele unui astfel de eveniment și de când s-a început efectiv pregătirea pentru acest festival? Cine cum dorește să-mi răspundă mai bine? O să-l rog pe domnul președinte. Să știți că activitățile astea, noi avem experiență în activitățile astea naționale, dar de fiecare dată ne dorim să fim mai modești, dar din păcate dorința unora să fie alături de noi și bucuria noastră de a-i primi alături de noi, de fiecare dată, în loc să fim mai modești, am fost din ce în ce mai extinși. Avem anul acesta, pe 21-22 octombrie, avem a cincea conferință națională, dar de fapt este internațională, Uniți prin credință pentru viitor. Iată a cincea.
În cele patru ediții, să știți că de fiecare dată s-au mai adăugat încă 10 participanți și am ajuns la un număr foarte mare, preoți, teologi, oameni de știință, care s-au referit la această necesitate a unirii prin credință. Deci, experiența marilor activități o avem. Și am zis anul acesta, haideți să încercăm și un, o altfel de activitate, un festival. Să fie muzică, poezie și cam de două luni și jumătate, să mă credeți că nu mai poți să dormi. De ce? Îți dorești cazare, îți dorești să fie bine pe scenă, îți dorești să vină foarte mulți buzoieni. Aici avem foarte mare problemă. De ce? Avem scena plină de fiecare dată și vă spun din experiență, și în sală 50-100 de oameni. Data trecută, acum un an, am avut 100 și ceva pe scenă și 50-60 în sală. Deci cum s-a întâmplat? Foarte mulți dintre cei care au venit, venind de departe, n-au putut să stea două zile. Uh-huh. Au venit, au mai stat două, trei ori, au plecat. Și în seară noi am avut cam 50%, dacă nu 70%, cei care erau urmau să urce pe scenă sau coboră de pe scenă. Nu se poate ca aceste mari instituții, Consiliul Județean, Primăria, Centrul Cultural Marii Ghiloman, să se implice atât de mult, să își dorească atât de mult o activitate, iată, cu o asociație, așa? Să ne chinuim atâta, iar buzoianul de la două, trei blocuri să nu vină. Deși totul este gratis, încă o dată, intrarea este gratis. Totdeauna la Asciori intrarea a fost gratis și cu mare bucurie. Da, mai pus și noi acolo un covrig, o apă, un suc pe masă. Adică, vedeți, noi venim și de foarte multe ori oamenii sunt intrigați. De ce ne chemați așa? De ce? Ce interes aveți? Interesul să vă bucurăm, să aducem nădejde, să știți că sunt foarte mulți oameni deznădăjduiți. Și noi vrem tocmai să aducem, de-aia suntem asociația pentru civilizația ortodoxă, a frumosului. Asta voiam să întreb, voiam să vă întreb înainte, dar am să o întreb și pe domnișoara, pentru că văd că nu mai... Da, e tare că n-am vrut să... Da. Mi-ați spus mai devreme, oamenii sunt deznădăjduiți, da? Până la urmă, de ce avem noi ca oameni nevoie în viața asta de zi cu zi? Speranță și apoi credință. Este corectă ordinea? Nu. Credință și speranță. Eu așa fac eu în viața de zi cu zi. Eu mă rog de fiecare dată la Bunul Dumnezeu să mă ajute, să pot să reușesc, să merg mai departe, pentru că în viață ai și urcușuri și coborâșuri, că asta e situația. Altfel nu se trăiesc, poate altfel. Și poate că dacă nu aș fi avut șuturi în fund, iertați-mă de asta expresie, este, e adevărat. Poate că nu ajungeam aici. Poate că eram de lăsătoare, poate că le lăsam așa, las, că le fac mâine, poi mâine și tot așa. Dar având în vedere că Bunul Dumnezeu a făcut în așa fel să-mi scoată în cale oameni frumoși, la chip și la suflet, dar mai important la suflet, cum este și domnul președinte, deci întotdeauna a avut încredere în mine și ba da, Laura, poți, mergi mai departe că porți, că poți. Eu îi spuneam, poate nu reușesc să prezint, poate nu reușesc să fac ceva, poate supăr pe cineva, poate deranjează prezența mea. Nu, tu vii acolo și vei vedea că totul va merge bine. Și așa și este, așa că mi-am dorit tare mult să organizăm acest festival. Eu vorbeam cu domnul președinte de acum vreo 2 ani de zile și îmi doream acest lucru, dar tot ne-am gândit, da, aici sunt artiști, dar nu sunt toți. Încă nu am reușit să facem toate afișele, nu sunt toți artiștii,
Dar cu siguranță următoarea zi ne vom ocupa. Au fost foarte multe afișe și, nu, și le-am mai schimbat, le-am mai, nu pot în ziua aia, pot în ziua cealaltă. Și uitați așa, am bucuria, avem bucuria să avem alături de noi oameni frumoși și aș vrea să menționez o domnișoară dragă sufletului meu și bineînțeles vine din partea Consiliului Județean și anume director adjunct Daniela Matache. Bineînțeles și ea mă va ajuta acolo, că sunt foarte mulți și va trebui să le oferim la fiecare în parte, la fiecare invitat, diplomă, brevet, medalie. Uitați cum avem noi, așa, medalia sufletului. Și vă dați seama că am nevoie de oameni și nu numai ea, este vorba de alții tineri, cărora trebuie să le mulțumesc că au fost de acord. Da, vin cu mare drag, îmi rup din timpul meu și vin să te ajut. Asta este un mare, mare lucru și o mare bucurie pentru mine, pentru că am reușit așa încet, încet să-mi strâng tineri pe lângă mine, pe lângă noi. Și mi-aș dori tare mult să vină la activitățile noastre. Noi organizăm activități foarte multe, nu doar ceea ce se vede aici. Ceea da? Ce se vede aici. Și la fel facem afișe, la fel e o muncă și acolo. Chiar dacă e o activitate mai micuță, bine, mai micuță, 5 ore, da, e foarte micuță. Foarte micuță. Dar munca este la fel titanică. E cine foarte nu știe... multă muncă și stres și fac și eu ca domnul președinte. Chiar nu pot să dorm. Și nu mă ocup strict doar de partea asta, am și alte părți. Adică mă ocup cu foarte multe, foarte deci, multe. Multilateral dezvoltat. Îmi cer iertare. Eu trebuia să prezint stafful acestui festival. Cu aceasta trebuia să încep. Nu e nicio problemă. Uitați, aici sunt pe primul rând și pe toate afișele cu artiștii cântăreți. Sunt pe în primul rând compozitor, interpret Laura Constantin, director festival, interpret profesor Daniela Matache, director adjunct, despre care a spus, scriitor pictor Mirela Cocheci, care este director expoziție, și economist Sebastian Butu, care este director adjunct în cadrul festivalului, dar în cadrul ASCIOR dânsul este director general. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câte ceva. Vedeți, noi am vorbit numai de muzică, pictură, dar să știți că noi am făcut muzică și poezie. Adică sunt foarte mulți scriitori care o să urce pe scenă. Numai câțiva, iar la artiști, nu dacă pot. Dacă se poate cât mai scurt, pentru că da, deja nu mai avem timpul necesar. Da, la artiști nu pot să nu remarc pe cineva care este, ne face onoarea de ani de zile să fie alături de noi, maestrul Ion Crețeanu. Maestru Ion Crețeanu, care este tezaur uman viu, vine din Craiova, este tezaur uman viu UNESCO. Și, deci, ca scriitor și pictori, fără titluri, pentru că nu mă avem timp, da, Mirela Cocheci, Nicoleta Tudor din București, Olga Văduva, Grigorov din Tulcea, Vasilica Mitea din Constanța, Limona Rusu din Suceava, Girel Barbu, Liliana Roibu, Florentina Danu, Florinela Rusu din Timișoara, Silvia Giurgiu din Pitești, Elena Căpățână, Ecaterina Chifu, Marlena Răghinaru, Ionica Bandrabur, Paulina Georgescu, Georgeta Tudor, Floarea Dimian, Violeta Bobocea, Mioara Oprișan, Mioara Baciu, Angela Petre. Cu siguranță că nu i-am spus pe toți. Nu vrem să vă aglomerăm. Mai lăsați este... și surprize pentru da. Da, este o activitate colosală în două zile, copleșitoare, și îi rugăm. Iată, alături de directorul festivalului și pe artiști, că sunt ai cuvântului, ai culorii, ai sunetului,
să ne ierte pentru orice va fi acolo o bâlbâială, nu se poate să nu fie, rugăm pe cei care sunt în sală să ne ierte pentru orice neputințe vor fi, nu se poate să nu fie, nu, îi asigurăm pe toți că iubim, că facem acest festival pentru a ne bucura unii împreună cu ceilalți. Și vă mulțumim mult că ne sunteți aproape. Este mare lucru această, vedeți, fără difuzare, fără cunoaștere, n-au prea oamenii cum să știe, să vină la acest festival cu totul special al Buzăului. Vă doresc succes, de fapt cu toții vă dorim succes la această premieră, mai ales că știm foarte bine ce implică pregătirea, sau poate chiar nu știm. Așa. Din păcate, timpul nu mai este disponibil. A trecut dușmanul foarte repede. Nostru. Da, este în permanență un dușman. Mulțumim din nou pentru prezență. Mulțumim din noi super. Mulțumim. Să rămână și cu Dumnezeu înainte. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.